HCM Roman și SCM Petrotub Roman au depus proiecte pentru obținerea unei finanțări nerambursabile de la Consiliul Județean Neamț. Pentru sportul de echipă sunt vizate echipe din divizia superioară care pot primi cel mult 100.000 de lei pe proiect, din divizia medie cu 70.000 de lei pe proiect și din divizia inferioară ce pot primi cel mult 30.000 de lei pe proiect. SCM Petrotub Roman și HCM Roman au depus proiecte pentru finanțare nerambursabilă la Consiliul Județean Neamț. HCM Roman a depus un proiect de circa 100.000 de lei, în vreme ce SCM Petrotub în jur de 70.000 de lei. Evaluarea tuturor aplicațiilor se va face în perioada 14 martie-9 aprilie. Perioada de evaluare a proiectelor este în curs. Cel mai probabil la începutul lunii aprilie vom ști dacă proiectele au fost eligibile. Din punctul nostru de vedere, spunem că am făcut două proiecte bune, două proiecte care vin în sprijinul sportului de performanță din municipiul Roman. Sunt sume care vin în sprijinul cheltuielor materiale ale celor două formații sportive, cheltuieli care ne ajută să trecem mai ușor peste această perioadă aglomerată de competiții sportive. Conform votului consilierilor județeni nemțeni, în acest an se vor acorda 300.000 de lei pentru finanțarea proiectelor din domeniul culturii, aceeași sumă pentru proiectele sociale și 1.000.000 de lei pentru proiecte din domeniul finanțabil sport.